Comuna Măgura ajută în Bacău. Destinatar Mara Ștefania. La fel, la fel, la fel. Toate la fel. Familii frumoase. S-a întors de 10 ori să o iubească pe Bri. Păi atunci nu mai pleca Teo, rămâi cu noi. Costum de baie, prosop de plajă, prosop de corp. Pelerină de ploaie, cu Barbie. Sunteți foarte gri față de ei. Rămâne. Rămâne, dar ce facem, că o vrea și Bri. Ia uitați ce am găsit. Salut! Vacanța a început pentru copii. De astăzi, oficial, sunteți în vacanță, copii. Și mergem la poștă. Avem două colete. Mami nu știe, îi voi face o surpriză. Nici eu nu știu ce e în colete, dar vom vedea. Dezamăgit. Mă așteptam să-i fac o surpriză mamei, dar nu e. Am primit un colet extern din China pentru drona stricată. Așa că, mami, îmi pare rău. N-am nicio surpriză pentru tine. Mergem acasă. Partea bună este că sper să reparăm drona cu ce am primit aici, adică cu asta. Și încercăm să reparăm. Salut, mami! Salut, tati! Dezamăgire! De n-am ce? Putut să-ți fac o surpriză, nu. Ai vrut să-mi faci o surpriză? Ce surpriză? Am crezut că aveam vreun colet pentru tine la poștă. Nu, da, nu era. La minți, era. Da, dar pentru mine. Ce colet? Pentru drona lui! Aha! Ți-a venit piesa? A venit piesa. Și tricoul ramburs a venit? L-am și dus înapoi. A, l-ai pus. Așa că trebuie să o anunț. Ok. Hai. Și deci pentru mine niciun colet cu dulceață de salcâm? Mi-ați scris o grămadă că îmi trimiteți dulceață de flori de salcâm să gust și eu. Și n-am primit nimic. Poate n-ați reținut adresa. Oficiul poștal Măgura, Comuna Măgura, județ Bacău. Acolo trebuie să-mi trimiteți dulceața de flori de salcâm cu destinatar Mara Ștefania. Mami, mai așteaptă. Hai. Eu tot sper, tati. N-am gustat niciodată. La noi nu se face și vreau să gust. Salut, Bri. Ia uitați-l pe Bri. Eu sunt doar în verde. Turcoaz, mai. Turcoaz, da. Turcoaz, geacă, turcoaz, pantalon, turcoaz. Și tricou turcoaz, gata. Super. Și pup neon, verde. Hai, Briuța. Am plecat cu drona la reparat. Revin în scurt timp. Fetelor, poftă bună la limonadă și freșuri. Poftă bună. La fel, la fel, la fel. Toate-s la fel. Paiele, al tău e mai mic și subțire. Poftim, Măruța? Mulțumesc! Dacă tot fii mei! De la mine! Ia de la Teo și de la Bri! Hai, poftă bună! Gata prânzul! De pe acolo cu țara la tale! Mami, de aici? De aici mergem să cumpărăm lucruri pentru tabăra marei și cadouri pentru aniversările din weekend! Avem 3 aniversări! Mara nu va participa la niciuna pentru că... La una participă, la cea mai mică, la cea de 4 ani, la Miruna. La mulți ani, Miruna. Chiar mâine e născută. La mulți ani, Larisa. Larisa e pe 10, a făcut 8 ani. Și la mulți ani, Mihăiță. Mihăiță a făcut pe 8, 12 ani. Exact, pentru fiecare copil de-al nostru, câte aniversare, cum ar veni. Noi plecăm. Unde, mami? Noi plecăm la cumpărături. Cadouri și lucruri pentru tabără. Teo. Teo merge la Ingrid, așa că papa Teo, papa Ingrid. Pa, fetele. Pa. Să se asorteze. Hai, fugiți. Noi la cumpărături, mami. Hai. Hai. S-a întors de 10 ori să o iubească pe Bri. Păi atunci nu mai pleca Teo, rămâi cu noi. Hai. Nu, zic că nu, de asta să o iubească. Hai, fugi. Fugi. Ia abia aștept. Familii frumoase. Da, cu cine ne-am întâlnit? Cum te cheamă? Miruna și... Alice. Salut, Alice. Alice. Bună, Miruna. Suntem încântați să vă revedem. Noi ne-am mai întâlnit. Până să luăm cele necesare mari la tabără, mergem să luăm niște suporți pentru jardinierele pe care încă nu le-am fixat. Piscină. I-am găsit pe aceștia, dar nu sunt buni. Trebuie să căutăm din metal. Mara, dar n-ai niciun chef. Piscina o vom monta peste niște pavele dintre acestea, gumate, să nu se spargă. Dar nu le luăm acum, le luăm după ce venim noi din Spania. Noi luna asta plecăm în Spania.
dacă nu știați. Așa că le mai lăsăm aici până ne întoarcem. Adică nu montăm piscina, asta e. Am întrebat și doar aceia sunt suporții pe care iau în magazin. Căutăm în altă parte. E bine? Da. Aha, e obosit. Nu am găsit. A găsit brii, uite câte. Multe. Diana, vreau piscine. Avem una mare pe care nu o montăm. Da. Am primit lista cu necesarul pentru tabără și avem așa: echipament drumeție, bocanci, ghete, tricou, pantaloni adecvați și comozi, training, Adidas, rucsac, pelerină de ploaie, ochelari de soare, șapcă, pantaloni lungi, pantaloni scurți, haine groase, costum de baie, prosop de plajă, prosop de corp, șlap de piscină, accesorii pentru un not dacă e cazul, papuci comozi de purtat în cameră, un ghiozdan mic, o geantă pentru excursiile opționale, diferit de bagaj mare care să fie împachetat în roller, mică trusă cu pastile pentru febră, diaree, plasturi, periuță și pastă de dinți, șervețele umede și uscate, pungi pentru eventualitatea răului de mișcare. Ce-i la Briana acolo? Parfum pentru mama, care are linioare ca pa. Pentru tine, mami. Pentru tine. Mergi, poți să-ți iei brii. Dar tu la ce să o pui brii? Vectumara. Am găsit transparente ca să se vadă culoarea aia mur. Uite, așa. Am găsit, sunt foarte frumoase. Așa. Uite, așa. Așa. Asta e interesantă. Și așa, uite, asta frumoase. Da. Asta s-ar potrivi foarte mult pentru că e fundalul mur. Și asta, uite ce frumoasă e, floricele. Uite ce am găsit, începem lista. Începem. Pelerină de ploaie cu Barbie. Cu Barbie. Hai. Barbie a noastră. Hai, Barbie. Uite ce frumos e susele. Am găsit cu Barbie. Bravo, Bri, bravo. Fii atent, Bri a luat niște husele la nimereală. Nu folosesc la nimic, pentru că nu avem tipurile astea de telefoane. Dar ele a vrut, nu le luăm pe atent. E reală înăuntru. Da. Și probăm șlap. Să faci șosetele. Este perfect. S-a crescut copilul ăsta. Mai mare decât mine. Mara? Briana e deja pe plajă. Uite, aici. Aici sunt brandurile ăștia, Skechers. Ia-ți. Și am găsit 38-ul. Păi cine avem noi? Iubi! Sunt gumoși. Ciudați. Simt că mi-e se călcâi. Îi iau eu pe ăștia și ți-i dau pe ei mei pe care oricum îi porți în continuu. Bine. Sunt la fel aproape, aceștia sunt un pic mai roz. Și iată și ghetele de drumeție. Suntem aici, uite, drumeție la munte. Aceștia sunt. Hai, Măruța. De fapt, tot Adidas mi-arăt. Și sunt de drumeție. Hai. Ăștia sunt foarte gri față de ăștia. Da, da, așa trebuie să fie la drumeție. Au antiderapante. Rămân. Căutăm training pentru Mara. Asta e singurul care mi se pare mie că e cât de cât ok. Dar e doar bluza. Trebuie să căutăm pantalonii separat. Am găsit și pantalonii. Sunt în partea asta. Cine știa? Ia să vedem. Aceștia 14-15 Mara, da. Sau e sigură că-ți vin? Da. Și bluza aceea 12-13 sau 14-15? Sunt mari. Nu sunt mari. Îți vin ție. Uite, nu sunt mari. Ce, Bri? Profesor. Și Briana și-a luat ceva. Doamne, ia uite ce frumos. Mine astea sunt pentru Miruna. Vai, acum caută cadouri pentru Miruna. A vrut să ia Mirunei și așa. Aia, da. E ok? 12, 13 sau 14, 15? E bună, dar ea vrea să poveze 14-15. Se pare că nu o strânge. Te simți mai bine? Asta e 14-15. Numai bine. Pantaloni tot 14-15. Și ai training. Eu zic să nu-i mai poveze. Oricum n-au alții. Dacă și-a buza asta, pantalon trebuie să-și ia. Avem nevoie de șervețele umede și uscate. Umede am luat. Mara vrea așa, că sunt colorate. După mine erau mai bune astea. Bine. Iau și așa și așa pentru tabără. Astea sunt parfumate, astea nu. Ce avem aici? Mara și-a luat o trusă sanitară, un kit de prim ajutor, plastic, bandaj, pensetă, foarte tot ce trebuie. Și înăuntru are o borsetă mică. Toate astea, asta roșie, așa. Nu ia cutia cu ea. Fain. Iar eu mă uit de ciocolată. Uite, mingiuța. Ori era de răuri, e ca să te duci. Nu am luat ce așa, nu știu ce, dar mi-am plăcut. Ai luat 3? Mara este egoistă și a luat ei două chestii diferite. Briana a luat pentru toate 3. Da, pui bani, mi-am luat că sunt prea scumpe. Și tu meriți și celelalte nu, nu?
Cred că astea au gust de portocală. Plate. Nimic în poftă. Acum... De pepene, tati, melon! Așa? Pentru cadouri. Așa, nu roz. Rămâne. Rămâne, dar ce facem? Că o vrea și Bri. Luăm două? Ne mai gândim. Ia să uite, vedem. Ne dăm pernuță cu sac de dormit. În asta. Ne-am găsit aici o caleașcă, tot cu păpușă, super interesantă, pentru Larisa. Mie îmi place. Voi ce părere aveți? Să iau pe acesta sau nu? Mie îmi place. Iar pentru Miruna luăm păpușa, aceea cu Oldman. Cu tractorașul pe loc. Ia uitați ce am găsit! Nu le-am arătat, că erau acolo ascunse. Uite, dar tu mai ești de păpuș, Mara? Asta îmi place foarte mult, îmi place foarte mult. Asta mai ești de păpuș? Uite, asta e sora lui asta, care a fost acum mult timp în căsuță. Dar tu mai ești de păpuș? Mai ești de păpuș? Voi ce spuneți? Mara mai este de păpuș? Mara, tu mai ești de păpuș? Da. Și tu de gonflabile. Și dacă tot mergem la trei băieți, ce părere aveți, Do? Poartă de fotbal. Întâi încercăm cu una, vedem ce părere au despre ea și apoi, dacă mai e nevoie, le luăm și pe două, dacă le place. Nu vreau să le mai iau fetelor pentru camera lor, așa ceva. Acesta este un scăunel și e foarte moale, se face ladă de depozitare. Și un sac pentru jucării, că au destule. Bună, Bri! Mai avem de luat pentru băieței. Am luat eu ceva din alt magazin, ați văzut un pic. Uite! Dar mai trebuie. Un robot? Fain. Și mai ce? Lui Mihăiță acum. O parte și un Lego. Uite. E bandă desenată, uite. E super. Eu zic că ar fi un cadou potrivit pentru Mihăiță și mașinile lui de război. Mie și tehnicul ăsta mi-ar plăcea. Se fac două mașini din piesele astea. Wow, Mara, tu ce zici? Care Lego? Care Lego, Mara? Tehnic sau Minecraft? Chiar dacă e mai mic, e mai gros, tati. Dar nu găsesc benzi desenate. Da. Roșu? Da. Nu știu dacă sunt benzi desenate, pentru că e sigilată, dar pare interesantă cartea cu geamănul meu malefic, e un super rău făcător. Avem și aici super rău făcătorii și super eroi. A, sunt depistat. Da. Ai conturul. Să o bagi în perete? Îți dă și de aia ca să o pui drept pe perete. Cumpăna se cheamă. Cumpăna. Hai, mami, mergem. Deci rămâne cartea asta. Spre casă. Ce faci, mami? Eu mă joc, tati, uite. Făceam așa, vrei să vezi? Ia. Pac, pac, pac. Nu așa, nu era așa. Hai la treabă, mami. Așa, tati, așa. Hai la treabă. Briana, ce mănânci acolo? Tati, de aia zic, crezi că pot așa? Da. Nu pot. Eu vreau să fac și eu curat. La mașină. Hai, am un pic aici, mami. Ia să vedem. Ce găsim noi aici? Wow. Ionescu Teodoro Elena. O diplomă. Dă-mi diploma. Ia diploma. Și gata, la spălare. Uite, mama, uite. Am mâncat. Ai mâncat două. Gata, nu mai mânca. Trei ai mâncat. Aia e a patra. Bri, nu ai voie atâta ciocolată? Cine ți-a dat voie să o cumperi? Că eu nu-ți dădeam voie. Mara. Mara? De când decide Mara ce cumpărături se fac în casă? Și asta, cine a hotărât să-l luăm? Că nici cu asta nu eram de acord. Eu. Cui ai cerut voie? Ție, mami, ție. Eu am zis nu. Am băgat în priză? Ce ai zis, Bri? Până mașina eu. Și a zis de când mi-am dorit. Așa ai zis. Hai. Am fugit, vin la final. Da. Avem meșter. L-am spălat mașina. Așa că, tati? Așa că eu mi-am găsit altceva de treabă. Super, tati. Spor! A apărut o butelie. Ce e acolo? Detergent. Și nu e nociv pentru gazon. Da. E bio. Eco, pardon. Cum o fi? Briana Hărnicuța a spălat toboganul. Iată-l. Și acum spală leagănul. Merge, Bri, merge. Vezi că te uiți, Bri. Super harnică fetița asta, super harnică, bravo! Cu activitățile am cam terminat. Ziua pentru noi se încheie aici. Mulțumim că ne-ați vizionat, iar până data viitoare... V-am pupat! Mara, surpriză! Pa, pa! Pa, pa!